Hello, bine v-am găsit sau regăsit aici pe YouTube. După cum poate știți dacă mă urmăriți de ceva timp, după fiecare vlog de călătorie urmează și un haul cu ce mi-am luat din respectiva excursie și de data aceasta nu fac nicio excepție. Așa că astăzi vreau să vă arăt așa pe scurt cam cu ce m-am întors din călătoria în Liverpool. Spre deosebire de alte dăți, tura aceasta nu mi-am luat foarte multe chestii pentru că am avut și buget limitat și bagaj limitat, așa că a trebuit să mă rezum la strictul necesar, cu două mari ghilimele a spus chestia asta, pentru că absolut nimic din ce mi-am luat, și mă uit așa în jurul meu, absolut nimic din ce mi-am luat nu era necesar. Bun, trecem peste asta și hai să dăm drumul ca să nu mai lungim cu vorba. Am să încep cu ce mi-am luat din Boots. Poate știți deja, Boots-ul pentru ei este un fel de DM, e tot un fel de drogherie, poate ceva mai evoluată decât DM, aș spune. Și aș fi plecat de acolo cu cel puțin jumătate de magazin, dar a trebuit, după cum am spus, să mă rezum la două chestii mici. Am intrat special pentru această pudră. Este o... Oh! Și mă vedeți pe mine acolo. Este o pudră de la Number 7 și am văzut-o la o dată de o fată din Anglia pe care eu urmăresc și de care îmi place foarte mult. Pretty My Love se numește canalul ei și ea a avut numai cuvinte de laudă de spus la adresa acestei pudre, așa că am vrut să o încerc și eu. Este de aceasta liberă, de tip pulbere și cam așa arată și înăuntru. Are un puf din acesta pe care... cel mai probabil nu o să-l folosesc, dar e bine că e aici, eu știu, poate pentru călătorii, dacă mă decid să iau pudra asta undeva. Și, vedeți, e sigilată, încă n-am umblat la ea. Nu știu cum este, dar am să vă dau de știre după ce o folosesc. Și eu am luat nuanța Translucent, ca să fiu sigură că nu dau greș cu nuanța. Și din Boots am mai luat ceva de la Soap & Glory. Aveau foarte multe chestii faine, sau mă rog, păreau faine de la această firmă, dar a trebuit să mă rezum la cea mai mică chestie, cred, și cea mai ușoară, adică asta, care e o mască, o mască tip peeling, o mască purificatoare, are două capsule în acestea, deci este pentru două utilizări. Îi spun aici că e una din cele mai bune măști pentru purificare, pentru curățarea feței și așa. O să vedem. Nu știu, n-am folosit-o, după cum vă puteți da seama, dar la fel ca și în cazul pudrei, am să folosesc și am să vă spun, poate facem și un clip în timp ce o folosesc un first impression, să vedem cum este. Mai departe vreau să vă arăt ce mi-am luat din Lush și am aici punguța foarte colorată. Dacă ați văzut vlogul, dacă nu, vă las pe aici un link să mergeți să-l vedeți. V-am spus acolo că acest Lush din Liverpool este cel mai mare magazin Lush din lume la momentul actual. Am rămas mască când am intrat în magazin. Era imens față de alte magazine Lush în care am mai intrat eu. Era imens. Aveau zeci. Nu știu dacă sute, dar zeci de bombe de baie. Eram în rai, efectiv, în rai. N-am mai văzut niciodată atât de multe bombe de baie de la Lush la un loc și erau foarte, foarte multe feluri de bombe de baie pe care nu le-am mai văzut până acum și e posibil să nu le mai aibă niciun alt magazin. De obicei, magazinele astea Lush nu sunt chiar atât de mari și au câteva sortimente de bombe de baie, dar în ăsta cred că au adunat tot ce se putea. Și bine, nu numai bombe de baie, tot felul și săpunuri și creme și tot ce mai vând ei, dar pe mine m-au interesat în mod deosebit bombele de baie și spumantele de baie. Am murit puțin acolo, aș fi vrut să cumpăr tot magazinul, să dau o spargere și să fug cu tot ce se putea. Dar, da, asta este. A trebuit să mă limitez din nou la câteva chestiuțe și anume 4, cred că am luat, sau 5, 4 bombe de baie și un spumant, da, pe care am să vi le arăt îndată. Pe lângă ce aveau ei acolo, eu mi-am luat extrem de puține chestii și m-a durut puțin sufletul pentru că n-am putut să-mi iau mai multe lucruri, mai ales că nu știu când o să mai am ocazia vreodată să intru într-un mamut de magazin Lush cum era ăsta. Chiar vă invit să vă uitați la vlog și să vedeți imaginile pe care le-am filmat în acel magazin. Bun, hai să trecem la prezentarea bombițelor. Și am să fac puțină gălăgie pentru că sunt puse în pungi de genul și, na, microfonul o să surprindă fiecare mișcare. Am să le scot din ambalaj pentru că oricum vreau să le pun în borcanul ăla meu gigant în care îmi țin bombele de baie. Și prima oară mi-am luat o bombiță de baie sub formă de căpșună și se numește Strawberries and Cream și arată
cam așa. Foarte, foarte simpatică și, ca să vedeți, roase capșuri. Nu v-ați așteptat la așa ceva, nu? De la o bombă care se numește Strawberries and Cream. Bun, o să fac, cred că, puțin praf, dar asta este. Mai departe, asta este Goddess și este o bombă de baie sclipici. Gălăgie. Așa. Nu știu cât surprinde camera sclipiciul și are și o gaură aici. Nu știu pentru ce ar fi chestia asta, dar cam așa arată și are un miros foarte oriental. E înțepător, așa cumva. Îmi place foarte mult. Am să încerc să le pun pe unde pot și după aia o să trebuiască să curăț tot praful, vedeți că curge de pe ele. Mai departe am, da, tot o bombă de baie, The Comforter se cheamă asta. Ei au un man de baie, The Comforter, și văd că am făcut, îmi cer scuze, au făcut și varianta de bombă de baie și arată ca o oaie sau ca un norișor, cum vreți voi să spuneți. Cam asta este forma și miroase a bubblegum. Sper că nu m-am murdărit pe nas. Da, a bubblegum miroase. Și a ceva fructe de pădure, cred. Oricum, s-ar putea asta să fie prima folosită, pentru că îmi face rău de tot cu ochii. Da, mai am unde să le pun. O să trebuiască să le pun pe haine și după aia... Trebuiască să curăț hainele. Mai am doar două chestii. Asta cred că este... Da, asta este bubble bar-ul. Adică spumantul. Sub formă de ou, puțin cam obosit, pentru că... A stat prin bagaj și a fost trântit, după cum se întâmplă de obicei pe aeroport, cam așa arată, arată ca un sandwich, practic. Are un fel de cremă aici în mijloc și are culorile astea așa foarte vii. Și ăsta miroase a mentă. Este un miros foarte, foarte fresh. Când am văzut culorile, m-am gândit că miroase tot așa bubblegum, ceva dulce, dar nu, e miros foarte fresh. Neașteptat. Mi scuze pentru această gălăgie. Haideți că mai am doar o bombă și am terminat. Și asta se numește Yuzu and Cocoa. Yuzu and Cocoa. Și arată așa. Asta este mai simpluță, nimic deosebit la ea, dar mi-a plăcut mirosul. Se simte mirosul de cacao, ciocolată, ceva în ea. Și mă aștept, deși nu știu sigur dacă așa o să se întâmple, să mai aibă pe la mijloc ceva culori, arome, pentru că de obicei astea care simple la suprafață, înăuntru au așa o surpriză, ca la o Kinder. Trecem la următorul magazin și anume Primark, nu puteam să-l ratez, bineînțeles, și de acolo mi-am luat următoarele. În primul rând, un set de elastice de păr de genul acesta. Dacă știți voi, dacă sunteți de aceeași vârstă cu mine, genul acesta de elastic de păr se purta prin anii 90, ceva de genul ăsta. Practic e un elastic învelit în material de ăsta și am văzut că a revenit moda și mi se pare că astea prind mai bine părul decât Invisibubble. Era un set de 3, unul este pe la baie pe undeva că îl folosesc acum și mai sunt astea două și au fost, nu știu, o liră 50 undeva pe acolo, deci foarte ieftin. Pe același stil este acest elastic de păr, care are codițele astea, să le spun așa, și cred că o să fie foarte mișto la vară chestia asta, în vacanță, când o să plec undeva în vacanță, pentru că dacă o să prind părul într-o coadă de cal la spate, chestiile astea, eșarfa asta practic, cam așa arată, o să atârne foarte frumos la spate prin, și o să vadă așa prin firele de păr. Cred că o să arate mișto. Mi-a plăcut și modelul și asta a fost singură vreo 2 lire? Sau tot 1,50 lire? Nu mai știu. Oricum, mi-a plăcut și am zis că hai să încerc și eu altceva pentru părul meu. Bine, nu că aș schimba foarte multe, dar măcar la accesorii să mai umblu. Apoi, mi-am luat un etui din acesta pentru ochelarii de soare și mi-am luat și niște ochelari de soare ca să completez setul. Singura chestie care nu-mi place este această inimioară de aici, dar, mă rog, trecem peste. Nu sunt eu cu inimioarele, dar mi-a plăcut așa per total pentru că e simplu negru. Hai, o inimioară treacă, meargă. Și înăuntru am ochelarii care sunt aceștia. Am să-i pun și pe ochi să vedeți cum arată. Lui Tibi nu îi plac deloc pentru că
spune că sunt prea mari pentru fața mea și, da, într-adevăr, sunt puțin cam mari pentru fața mea pentru că ies aici așa, în afară, fiind tip chetai, dar mie mi-a plăcut și, sincer, îmi place cum îmi stau, așa că am să-i port, bineînțeles. Așa au fost vreo 3 lire, cred. 3-4? Undeva pe acolo, oricum. Foarte ieftin. Bine, și calitatea, sincer. Am mai luat de la ei ochelari de soare care erau mai ok, calitativ, dar ăștia se vede. Se vede că au fost 3 lire, să spunem așa. Mi-am mai luat un set de bureței de machiaj. Acesta este setul, pe asta deja l-am folosit, de asta e scos din ambalaj. Eu mi-am mai luat setul acesta când am fost în Barcelona, cred, de acolo. I-am luat prima oară din Primark-ul de acolo și sunt relativ ok. Ăsta, roz mai aprins, mi se pare mai bun pentru că este mai moale și mai maleabil, însă s-a stricat mult mai repede decât ăsta. Ăsta cred că m-a ținut o lună, poate chiar mai puțin și mi-a părut rău după el, sincer. Ăsta este ceva mai dur, dar mai rezistent. Vom vedea cum o să țină și tura aceasta. Ce mi-am mai luat? Cam atât la capitolul, să zicem, nimicuri și mărunțișuri. Și apoi mi-am luat o pereche de papuși de casă pentru copii de 2-3 ani. Da, undeva pe acolo. Și anume aceștia. De fapt, ar trebui să țin invers. Andreea. Aceștia cu doamna și vagabondul, desenele animate. Mi-au plăcut prea mult. Deja i-am purtat. Și, da, mă rog, sunt niște papuși de casă comozi. Altceva n-am de spus despre ei decât că sunt foarte, foarte simpatici. Da, am 3 ani, dar trecem peste asta. Tot la capitolul încălțăminte, să-i spun așa, mi-am luat o pereche de sandale cu talpă ortopedică și anume acestea. Așa arată. Cred că am să fac și un try-on ca să vedeți mai bine. De anul trecut, de asta vară, caut o pereche de genul acesta, mă rog, nu chiar așa, dar caut o pereche cu talpă ortopedică, simple, fără nimic, briz-brizuri și alte nebunii. Și l-am găsit acum. Inițial, când le-am văzut în magazin, am crezut că dungile acestea sunt blămarin. Alb cu blămarin, temă marină, pac, pac, mișto. După aia am văzut că sunt negre. Și în continuare cred că sunt negre. Dar nu sunt foarte sigură. Da, sunt mai chioară decât credeam. Trecând de chestia asta, da, mi-a plăcut mult și au fost 10 lire, cred. Da, cred că 10 lire. Și așa am să par și eu puțin mai înaltă când am să mă plimb la vară prin parc sau pe unde fi. La capitolul haine mi-am luat doar două chestii. Eu, care de obicei ieșeam cu pungile pline de haine din Primark, de data asta mi-am luat doar două chestii. Și o pijama, bineînțeles. Nu poți să intri în Primark fără să ieși cu o pijama de acolo, pentru că au foarte multe modele, foarte mișto. Și, bineînțeles, mi-am luat tot o pijama pentru copii de 3 ani, pentru că asta sunt eu. Și anume, o pijama cu... cum îl cheamă? Thumper, cred. Am să scrie pe ecran. Este iepurașul din Bambi. Sper să nu vorbesc prostii, dar așa cred. Oricum, sunt niște pijamale cu un iepuraș. Mi-a plăcut mult modelul. Este bluzița asta cu mânecă scurtă și se încheie cu nasturi. Îmi cer scuze dacă este șifonată, pentru că am purtat-o deja, am spălat-o și nu am călcat-o, pentru că, pe lângă faptul că nu-mi place să calc, eu nu-mi calc pijamalele, oricum, orice ar fi, pentru că de ce să le mai calci când oricum după aia te culci în ele și le șifonezi. Bun, trecem peste asta și pantalonii au funda asta aici, mă rog, panglica ca care se transformă într-o fundă și sunt pantaloni lungi și largi. Materialul mi-a plăcut foarte mult pentru că e așa flu-flu și cred că o să meargă și când e mai cald afară, chiar dacă sunt pantaloni lungi, cred că o să fie foarte ok. Bun, și al doilea articol de îmbrăcăminte este o fustă și de data asta nu mai este o fustă pentru copii de 3 ani. Mi-am luat și eu o fustă serioasă. Tibi spune chiar că este de babă. Dar eu o port, mie îmi place. Nu contează. Asta este o fustă midi, de asta zice că e de babă, pentru că e lungă. Dar, sincer, nu prea mă mai văd purtând fuste mini. Și mie îmi plac fustele astea midi, îmi place foarte mult cum se așează pe mine, așa că mi-am luat-o pe asta. Îmi place și că e plisată și, bineînțeles, îmi place și culoarea, acest bleu murdar, ceva, something. O să fie foarte mișto la vară de purtat și chiar cu acele sandale pe care vi le-am arătat mai devreme. Am să fac și cu asta un try-on ca să vedeți exact cum se așează.
Și mai am un accesoriu să vă arăt. A, și un parfum din Primark. Da, un parfum din Primark. Dar vă spun îndată ce și cum. Accesoriul este această geantă minunată. Ce geantă minunată! Da, care mi-a plăcut foarte mult. Ea pare așa simplă la prima vedere, dar are niște elemente care o scot din anonimat, să spunem, cum ar fi aceste cercuri foarte mari de care se prinde cureaua într-o parte și în alta. Are și mânerul ăsta, dacă vrei să o ții doar așa în mână. Mai are aici un buzunăraș în față și în rest pe spate este simplă și înăuntru are un singur compartiment mare. Atât, asta nu mi-a plăcut, că nu mai are măcar un compartiment separat pe undeva, un compartiment micuț în care să-mi țin și telefonul sau actele sau ceva. E doar așa ca un sac, dar na, e ok. Aici în față, vă dați seama, nu pot să-mi țin telefonul sau actele, dar, nu știu, pot să țin un șervețel, un pachet de gume, un balsam de buze, ceva de genul acesta. Mi-a plăcut și culoarea, bineînțeles. Este apropiată de culoarea fustei și eu sunt fan albastru în toate nuanțele posibile și imposibile. Și asta a fost tot vreo 10 lire, cred. Da, cred undeva pe acolo. Bun, și ultima chestie, am zis că este un parfum. A făcut gălăgie din nou, stați așa că nu știu pe unde să mă întorc, pe unde l-am pus. Parfum? Ah, ok, am găsit. Poate știți că la Primark au și secțiunea de beauty cu produse de machiaj, produse de îngrijire și parfumuri. Eu nu prea am dat atenție acestei secțiuni până acum, mă refer la cea de parfumuri. Azi că hai să trec puțin pe acolo să văd ce este. Și am găsit niște dupuri după parfumuri de la Jo Malone, cum ar fi acesta, care miroseau foarte bine, chiar foarte bine. Dar am zis că, băi, ok, miros bine, dar dai un puf și după 10 minute e cam gata. Și inițial nu le-am luat. Însă am dat un puf din varianta aceasta pe mână aici, să văd măcar care e treaba, cum rezistă. Și a rezistat. Chiar a rezistat, m-a uimit, nu mă așteptam. A rezistat, cred că undeva la vreo 3 ore, poate chiar 4, în condițiile care a fost dat aici și m-a mai spălat pe mâine tot timpul ăsta. Am rămas uimită. Am zis că stai așa, că nu e chiar rău. Mai ales că acest parfum el a costat 3 lire. Este varianta mică de 20 de mililitri și se numește... Este un cuvânt cu care eu am avut mereu probleme în limba engleză, nu știu exact cum să-l pronunț. Pomegranate and Black Tea. Practic, în traducere liberă, rodie și ceai negru. Știu că au și cei de la Jo Malone, dacă nu chiar varianta asta, ceva apropiată cu ceai negru sau rodie undeva pe acolo. Și mai avea unul Wood and Rose sau Rose and Wood, care la fel este o copie după sau un dupe după Jo Malone. Și ăla mirosea foarte bine, îmi plăcea mai mult chiar decât ăsta, însă aveam doar varianta asta mică de 20 de mililitri și următoare variantă era cea mare de 100 de mililitri. Și am zis că nu are rost să iau varianta mare de 100 de mililitri, eu iau pe asta de 20, doar că la parfumul cu Rose and Wood nu avea varianta de 20 de mililitri, așa că n-am putut să-l iau. L-am luat pe acesta și miroase foarte bine. Este un miros puțin a fum și mi-aduce cumva aminte de tobacco vanil de la Tom Ford. Bine, undeva foarte, foarte depărtat, dar aroma aia de fum, acolo mă aduce cu gândul. Este fructat, dar nu fructat aspru. Cred că ceaiul negru îi dă asprimea. E mișto, chiar îmi place. Și am rămas uimită. Chiar am rămas uimită. Un parfumel de la Primark de 3 lire să miroase atât de bine și să fie persistent, adică 3-4 ore mi se pare ok pentru cât costă acest parfum. Sunt parfumuri mult mai cunoscute și mai scumpe care persistă tot atât sau chiar mai puțin. Aceasta este apă de parfum pe care o am eu. Nici nu cred că o variantă apă de toaletă, mă rog. Și aici de desubt, nu știu dacă... Vedeți voi dacă focalizează, scrie Private Collection. De zici că e cine știe ce casa de parfumuri. Oricum, am zis, am rămas surprinsă la modul cel mai plăcut de acest parfumel și poate dacă o să-l mai găsesc vreodată și pe cel cu Rosewood, când o să mai ajung vreodată într-un magazin Primark, am să-mi iau și pe acela. Și ultima chestie pe care vreau să vă arăt este tot legată de parfumuri. De data aceasta mi-am luat niște miniaturi de parfum, știți că sunt nebunită după miniaturi, din aeroport, din duty free, la plecare, când plecam din Liverpool. Este un set de la Hermès, deși nu știu dacă se citește S-ul de la final,
În fine, îmi cer scuze, știți că eu cu franceza nu sunt în cele mai bune relații și chiar mă chinui să citesc acest nume cum trebuie, să-l pronunț de fapt cum trebuie. În fine, așa arată cutia și înăuntru sunt 4 miniaturi pe care am să vi le arăt îndată. Acestea sunt absolut adorabile. Deci uitați-vă cum arată cel puțin miniatura asta de Twilly. Doamne, îți vine să o mănânci. Ăsta de la Twilly e singurul pe care am reușit să îl port. Restul nu le-am purtat, nu le-am testat pe piele, le-am mirosit doar așa în sticluță. Și avem aici asta, roșie. Este Eau de Rhubarbe Écarlat. De nou, franceza mea este la cote maxime. Aici avem Jour d'Hermé Absolu. Ăsta este Eau de Merveille. Și aici este Twilly d'Hermès. Să sperăm că așa se pronunță. Pe ăsta am zis că l-am purtat Twilly și sincer mă așteptam la altceva din partea lui. Nu știu de ce, mă așteptam la un parfum mai tineresc, mai proaspăt, mai ceva mai fresh, nu știu de ce mă așteptam la chestia asta, mai de vară, însă mie mi s-a părut destul de greoi pe pielea mea. Nu mi s-a părut așa foarte tineresc cum îl mai descriu unele persoane. Nu știu, l-am purtat o singură dată, trebuie să-l mai testez, să mai văd exact cum se comportă. Deocamdată am așa mixed feelings, cum spun americanii, în ceea ce îl privește, dar trebuie să-l mai port de mai multe ori. Ca să-mi formez o părere, v-am zis, pe celelalte nu le-am purtat încă, nu le-am dat pe piele să văd cum miros și din sticluță nu mi-am dat seama exact de note. Oricum, am să le testez și pe astea și chiar dacă, nu știu, nu o să fie printre preferatele mele, o să arate foarte bine aici pe măsuță, pentru că sunt simpatice. Gata și cu haul-ul din Liverpool, de acum pot să-mi pun toate lucrușoarele la locul lor, pentru că stăteam așa cu o grămăjoară pe birou, așteptând să filmez. Sper că v-a plăcut, vă aștept în comentarii să discutăm acolo. Ca de obicei, vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și ne auzim săptămâna viitoare. V-am pupat! Pa!